Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Aeroportul internațional Avramiancu se apropie în acest sfârșit de an de 2,9 milioane de pasageri. Ei bine, vrem să aflăm unde mai putem zbura iarna aceasta și în ce condiții de la David Ciccio, directorul aeroportului internațional Avramiancu din Cluj-Napoca. Bine ați revenit la noi! Mulțumesc pentru invitație! Ei bine, mai decolează avioanele pe vremea asta <laughs> din Cluj? Bineînțeles! avem o creștere de aproximativ 5% a traficului. Ne apropiem de 2,9 milioane, considerăm că vom face în 31 decembrie 2,9 milioane pasageri și bineînțeles în 2020 vom depăși 3 milioane, care este un prag psihologic important. Un prag psihologic uh, foarte important o realizare deosebită. Ne bucurăm că putem fi utili clujeanilor. Ne bucurăm că este uh, cel mai bun Aeroport regional din Europa la categoria 3 milioane de pasageri, nu numai datorită traficului, dar și datorită profitului. Avem 4 milioane de euro profit anual, ceea ce este foarte important. Investițiile făcute au dat roade. În urmă cu 20 de ani am făcut un plan de dezvoltare a infrastructurii și un plan de marketing să ajungem la 3 milioane. Iată că am ajuns. Avem un plan pentru 7 milioane. O să de ce perioadă? În 2035, mulți specialiști din domeniu spun că vom realiza mai repede 7 milioane. Este un plan realist, având în vedere tendința de trafic. Noi am făcut foarte multe calcule detaliate. Se poate cu această infrastructură din acest moment, adică cu pista care trebuie prelungită? Uh, o pistă, prelungirea pistei este o prioritate, așteptăm uh, finalizarea devierii Râului Someș. Râul Someș este deviat spre oraș, uh, este deviat spre Apahida, au mai rămas partea din mijloc. Uh, odată cu finalizarea pistei de aproximativ 3.400 de metri noi garantăm că vom avea cel puțin zboruri Cluj-New York pentru că există un potențial foarte mare la aeroporturile regionale pentru zboruri intercontinentale. De asemenea, vom avea noutăți. Pentru 7 milioane ne trebuie un nou terminal, ne trebuie o cale de rulare nouă. Vom începe anul viitor să construim o cale de rulare total nouă. Actuala cale de rulare este pista veche datorită condițiilor pe care autoritatea aeronautică ne-a impus restricții poate fi folosită doar în mod restricționat de către aeronavele care au mai mult de 51 de tone. Dumnezeu, vreau să vă întreb în acest, exact cum am început, în acest moment, unde se poate zbura din Cluj-Napoca? Mă refer aici la zborurile sezoniere, de vacanță, că pe cele de linie le mai, le mai intuim. Avem în total 44 de destinații. Invităm pe Clujeni și nu numai ca să folosească mai multe din aceste destinații, să viziteze cât mai multe locuri. Țările calde, perioada asta. Țările calde, da, avem țările calde, avem Dubai, Tel Aviv, în primul rând, dar ne bucurăm, foarte mulți clujeni așteaptă destinații noi. Merg compania Wizard, dar nu numai Wizard și Blair are zborul spre Dublin, Lufthansa, Tarom au o ofertă bogată, Tarom are o ofertă bogată prin București, Turkish Airlines uh, are care are zbor zilnic Cluj Istanbul are 320 de destinații din Istanbul. Uh, Lufthansa cu patru zboruri zilnic 3 München Frankfurt uh, asigură o conectivitate excelentă. I, uh, îi rugăm uh, pe pe toți să analizeze destinațiile. Uh, ajungând la 3 milioane, să știți că în ultimii ani am luat aproximativ un milion de pasageri de la Budapesta. Mergeau acolo pentru că era oferta mai bogată și prețurile mai mici. Datorită uh, companiilor, avem uh, Cluj-Varșovia, Zilniculotul, care oferă conexiune excelentă. Datorită concurenței uh, și a numărului de frecvențe, au scăzut tarifele. Uh, avem o ofertă bogată, astfel încât tot mai puțini clujeni merg la Budapesta. Ne bucurăm să știți că aeroportul Cluj este prima opțiune pentru oricine din Transilvania. Revenind la, la cum stăm cu infrastructura de la noi, de la Cluj, este un fapt știut că Clujul este într-o zonă în care este foarte multă ceață. Iarna, toamna... Cum, cum puteți, în primul rând, prima întrebare ar fi cam cât, dacă ați avut zbor cu întârziere, dacă se poate rezolva problema, ce se întâmplă cu cei care uh, trebuie să aștepte în aeroport? Uh, am uh, avut destul de puțină ceață până acum. Într-o singură zi au fost uh, uh, niște întârzieri de aproximativ 2-3 ore. Uh, S-a atenuat mult pentru că am sistemele. Avem în vedere că anul viitor să ajungem la categoria 3 -a. În momentul de față, la aterizare, este nevoie de o vizibilitate orizontală de 300 de metri. În momentul când ajungem la categoria 3 -a, vom ajunge la 150 de metri. Ne-am crezut că reușim mai repede să finalizăm pista de 3400 de metri, unde erau conțile îmbunătățite, dar având în vedere că întârzie de vierea Someșului, anul viitor sperăm să finalizăm și se vor reduce întârzierile. Ne pare rău, ne cerem scuze pentru pasageri, sunt situații neplăcute, dar mai apar frecvent să știți când este inversiune termică, întotdeauna când este mai caldă la Băișoara, la munte, decât în Cluj, favorizează menținerea ceții, dar sunt destul de rare cazurile, toți pasagerii se pot, se pot baza pe zboruri în această iarnă. Deverea Someșului va avea o influență pozitivă asupra asupra vizibilității, să zic, și a ridicării ceții mai, rep mai rapidă, oare? Nu, nu, pentru că nu este singurul, nu este singurul factor, dar odată cu îmbunătățirea sistemelor noastre, la 150 de metri, vizibilitatea orizontală deja va fi o îmbunătățire semnificativă. Despre alte investiții care vor fi făcute pe o perioadă medie și lungă la aeroport, ce ne puteți spune? Calea de rulare pe care o să o începem uh, anul viitor uh, la o, o valoare de aproximativ 45 de milioane de lei, uh, considerăm că uh, fiind proiect tehnic și execuție în 2021 va fi integral operațională, ceea ce va fi. Uh, un avantaj semnificativ din punct de vedere operațional, se elimină restricțiile. În momentul de față, la ore de vârf, între 12 și 3, și seara între 6 și 8, avem anumite restricții în ce privește doar aeronavele mai mari de 51 de tone dar o să îmbunătățim echipamentele de securitate, deja s-au demarat procedurile de achiziție dorim să obținem și fonduri europene. Odată cu implementarea noilor echipamente de securitate, pasagerii nu vor mai trebui să scoată laptopul, nu vor mai trebui nu, mai, nu vor mai fi restricții de lichide. O informație uh, foarte interesantă. Noi considerăm că în toamna anului 2020, în septembrie, deja ar putea fi implementate ceea ce vor reduce coada pentru securitate și, de asemenea, va fi o îmburătățire pentru pasageri. Să știți că ne interesează foarte mult confortul pasagerului, ținem cont de cerințele lor. Ne interesează siguranța, ne interesează securitatea, poate au observat pasagerii și o să mediatizăm. Avem defibrilatoare pentru, în aeroport pentru cazuri de urgență, de asemenea am dotat și o să dotăm în continuare cu încărcătoare pentru telefoane. Ne preocupă foarte mult confortul pasagerului, având în vedere că uh, se stă destul de mult, o să îmbunătățim în continuare. Uh, magazinele, barurile. Avem licitații, invităm pe toți care sunt interesați în licitații cu strigare. Uh, invităm să liciteze, vrem să îmbunătățim și această ofertă pentru pasageri. La capitolul zboruri care vor fi introduse în perioada următoare, ce ne puteți spune, cam cu ce companii sau măcar în ce direcție uh, mergeți cu negocierile? Suntem în uh, discuții cu companii noi și destinații noi. Uh, deocamdată nu putem uh, dezvălui noutățile pentru că este competiție foarte mare. Uh, ryanair va reveni pe Cluj, Londra, din 2 aprilie, dar pe aeroportul Stansted, era pe Southend. Uh, ne bucurăm că vor reveni. Uh, Bucureștiul este cea mai bună destinație cu aproape 500.000 de pasageri în 2018. Londra este pe locul 2, să știți. Deci Londra cu trei zboruri zilnice, este pe locul 2, 315.000 pasageri, pe locul 3, unde avem trei zboruri uh, pe zi. Uh, ne interesează foarte mult și ce se întâmplă cu Brexit-ul, pentru că 15% din traficul nostru este pe Londra. O să, <coughs> o să anunțăm pasagerii și o să vedem care vor fi noutățile în ce privește călătoria. Uh, colaborăm cu Airport Council International, Colaborăm cu reprezentanții Comisiei Europene. Noi sperăm ca negocierile care au loc legate de Brexit să influențeze cât mai puțin călătoria pasagerilor. Deci, dacă ar fi preferabil în continuare să fie. Uh, acceptați pasagerii doar cu cărțile de identitate. Sperăm, uh, sperăm uh, să dea rezultate aceste negocieri. Ace acesta să fie singura problemă a documentelor de călătorie, nu a creștere de taxe sau, sau alte cerințe impuse. Urmărim de cu interes ce se întâmplă cu dreptul românilor de a munce acolo. Pentru că odată sperăm să aibă drepturi în continuare, ne preocupă, dar și din punct de vedere a traficului. În cazul în care se restrâng aceste drepturi, s-ar putea să scadă puțin și trafic. traficul. sigur că da. Uh, vreau să vă mai întreb de uh, dacă vom avea și chartere, uh, curse, certări noi uh, anul viitor. Uh, da, probabil suntem în discuții și în Turcia să avem destinații noi. Am avut o ofertă foarte bogată în această vară. Chiar zborurile care s-au reluat, Tunisia și Egipt, au mers foarte bine. Să știți că sunt țări sigure, nu, nu au fost probleme. Șase destinații în Grecia. Ne bucurăm că Tel Aviv și Dubai merg tot anul. Deci invităm pe Clujen să vadă această ofertă. Și bineînțeles că vrem, am vrea să îmbunătățim numărul de frecvențe spre Constanța. Asta vreau să zic foarte mulți s sau bucurat foarte mulți lini în general. Cei care locuiesc în zona aceasta s-au bucurat de această cursă plus Constanța, care scutește un drum de 12 ore cu mașina. Am demarat discuțiile cu aeroporturile Burgas și Varna. Sperăm uh, să reușim un zbor ori Burgas, ori Varna. Să știți că Burgas are 3 ,2 milioane pasageri, Varna 2,2 milioane pasageri. De asemenea, o să avem întâlnit cu agențiile de turism. Sperăm, chiar dacă nu anul viitor, în 2-3 ani, să avem chiar și Cluj-Tulcea. Delta este o zonă extraordinară. Credem că ar fi potențial astfel încât clujenii și toți locuitorii din Transilvania să ajungă mai ușor în Delta. Domnule Cice, ci, vreau să vă mai întreb: ce ne puteți spune despre intrarea aeroporturilor în Schengen? Uh, Un subiect uh, dureros deocamdată pentru noi, românii. Este dureros. Uh, o să ținem, în primul rând, după cum cunoașteți, de guvern. Noi am, uh, am întrebat, uh, am solicitat să se facă demersuri în continuare. Din punct de vedere tehnic, aeroporturile sunt pregătite. Intrarea în Schengen ar facilita foarte mult. Uh, călătoria pasagerilor, dar în primul rând pentru marfă. Să știți că operatori mari de cargo din lume nu vin, tocmai pentru că nu doresc să stea cu tirul 2-3 zile în vamă. Și partea de cargo la aeroport s-ar dezvolta foarte mult. Deci ne interesează pentru partea de marfă. Este în creștere la noi marfa. Vrem în continuare să organizăm împreună cu Consiliul Județean Cluj licitații pentru pentru marfă, pentru facilități pentru terminale cargo firmele de coletărie s-au dezvoltat foarte mult, care operează în acest moment dar creșterea oricum vom intra în Schengen sunt convins în, în 2-3 ani și trebuie să fim pregătiți în acel moment Noi vă mulțumim foarte mult pentru Mulțumesc toate mult. informațiile oferite Mulțumim și dumneavoastră, ne vedem pe net